Hai să vedem cum e jocul ăsta Temtem. De ce alfa, beta, ce o fi el, vă dați seama, e un joc în stilul Pokémon chat. Ca să înțelegeți. Facem băiețaș. Ew, that's the ugliest guy I've ever seen in my life. Deci este un joc în stilul Pokémon, dar este mai mult un... cum să spun, un fel de MMO. Ceea ce-l face mai interesant. Ok, cred că o stau să-l editez eu, că dacă stăm așa o să ne apuce criza. Ok, that's dandy as fuck, o să-l punem așa, stea gen aproape T-pose. Ha! Este mai T-pose decât cealaltă chestie. Nu vreau să fie femeie. Head. Ce opțiuni de cap avem? Asta cred că funcționează. Fățăl ăsta merge, cu ochii maro. Ok, hairstyle, clar nu vrem roz, vrem negru. Oh, asta arată destul de nice. Oh, deja arătăm mai bine. Salut, 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 man. Cât costă jocul? Nu știu, momentan nu e lansat jocul. O să vedem probabil pe 21 când se lansează. Pe 21 se lansează early access jocul, deci să vedem. Facem cu un pic de alt pe aici. Mai are alte freze interesante? Nu. De-aia probabil o să vedeți foarte multe chestii care sunt incomplete și toate la momentan. Jocul e alfa, adică trebuie să înțelegeți. Ce opțiuni de haine avem pe aici? Cred că îmi place cu hanoracul ăsta mai mult decât cu altceva. Nu, așa că ăsta e drăguț. Facem așa roșu cu galben. Sau roșu cu ce mai avem. Cu galben arată mai bine. Asta deja îmi scoate ochii. Cred că putem să lăsăm așa. Încă n-am sunt bine să se nu știu ce. Pirar. Enervantie. Așa. Da, o lăsăm albastru, arată mai albastru. Stai așa. Deja mă înjură cineva al meu înainte de stream, știi cum e. Ghiuzdan, nu pot să-l facem negru, că nu-mi place mie așa foarte colorat aici. Ok, și numele o să ne cheme Bobo Spugier. Da, de ce nu? They damn, dar ce suntem mai mulți? What the fuck? They damn, cred că trebuie să mut webcam mai jos, chat. Cred că-l punem aici, zic eu. Cred să poste aici. De fapt, asta cred că o să-l scoatem out counter-ul aici, gata. Ok, hai să încerc aici, hai să spunem, deci he, him, asta sunt eu. Voce. Ok, vocea dacă mai groasă. Finish. Oh no. Nice. Nice, 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 hai că n-a reușit, boys. Nu, no, nu e bug, v-am mai spus, e un test. Deci probabil că serverele nu merg așa cum ar trebui să meargă, știi? Acum mai întrebare dacă merge ceva sau nu. Monca W, boys. Ah, deci faza cu ecranul negru doar trebuie să dai reîncărcare. Ok, super. Oh, super! Asta e mami? De ce e mami blondă? Mama n-ar trebui să fie blondă. Ok. Bună dimineața, Bobby. Neața, fă. Ok, încă o cheamă Alina, o cheamă Aina. Deci e ok. You better wake up fast, they're waiting for your cine. Nu-ți aduce aminte? Cine mă așteaptă? Azi? Este o zi importantă azi. Și mi-a dat un glob alb de ceva. Mă, dacă ai probleme cu ventilatorul, ți-l cureți. Monca. Nu pot face nimic, chat. We're over. nu pot umbla pe nimic, chat. Nu mă lasă să fac nimica. Ok. Ah, gata. Ok, a durat ceva. Primit, ok, un Tempedia. Deci un fel de Pokédex e ăsta. Ok, mersi. Presupun că o să-mi dau eu seama cum funcționează chestia asta, pare a fi nebunie de aia. Super. Oh, fuck it, m-am și smoothie. Hello fellow gamers, rise up. Lol. Ok.
Oh, dar ce smooth e jocul, să fiu sincer, îți pare mega smooth, îmi place. Deci asta este un stress test, deci aici noi doar testăm jocul în mare parte, nu e jocul lansat încă. Da, ce smooth e și alfa, adică totuși. Oricum durează mult pentru că serverele momentan sunt gen efectiv invadate de oameni, că intră 100 de oameni deodată pe el, ca să înțelegeți. Ba da, am controlul, dar noi nu folosesc momentan, mi se pare că e și așa. Da, văd că stă lejer la 120 frame-uri, ceea ce e nice. Oh, superb, loading screen. Oh my god, ăla e un Pikachu care de fapt e gândac. What the fuck. Mamă, ce prit, ies să-mi ia picioarele. Zadar, home sweet home. Apare să-ți cauți locuință în locul ăsta, e în Zadar. Haaa, v-ați prins? Mamă, așa te simți când nu mai ești virgin și ești din casa prietenei tale și așa genul. Felicitări! Congratulations! Salut, JB! Tot orașul e aici, frate, mă jur, toată lumea știe. Ok, that's weird. Oh, e ziua ta ce mare, ok, superb. Nu știu ce type-uri acum, o să vedem. Trebuie să mergem... Ne-au dat niște bani ca să mergem la Academia cu 2 de C, ok. Mamă, dar mă sperie rău de tot fața mamei sau ce-o fie asta. Prietenul meu Max, stai, e Max Infinite în jocul ăsta? Oh my god, e Max Infinite în jocul ăsta, și-a vopsit părul, cred că vrea să fie ninja. Jesus, ok. De ce stă cu limba pe afară, nu înțeleg. Ne așteaptă prietenul, profesorul Constantinos. Ia auzi, mă, Constantinos. Asta e, mă? Mamă, ce bine arăt. Și bine, mă cheam Constantin, ce? Ok, să aibă grijă. Wow. Deja mami mă dă afară din casă să mă dea cu un străin și cu Max Infinite, am înțeles. Combinația perfectă. Acum o să se supere toți fanii lui Max, probabil, și o să mă înjure sau ceva și o să facă după aia videouri despre mine pe tematica asta, mă jur. Ce zici acum? Suntem puțin cam prea tineri să mergem la universitate, dar poate într-o zi o să mai ajungem pe acolo. Ce zici de mine? Ceva planuri pe viitor? Da, blană. Dă-mi bă, frate, temtemurile alea, că pentru asta mi-te aici. De ce arată caracterul meu de parcă a văzut cea mai mare minge din lume? Iar ați văzut ceva greșit. Ok. Ok, da, te pupic, mami. Doamne, ce urât ești, mă jur. Fața aia mă sperie rău de tot, deci are o față așa de Jesus Christ. Ok, this is cool. Ok, îmi place că e super smooth jocul, să-mi bat picioare, deci e un joc așa de smooth încât mă dor ochii. E așa de smooth. Bă, dar e așa de gol, unde-s restul de oameni? Era un MMO jocul ăsta? Hai prin tufe! A, nu-i lasă în tufe. Unde crezi că te duci, nu poți să părăsești Zadar? Bine, mă, gata, o să-mi iau temtemul. Mă întreb și care e starterul pe care poți să ți-l alegi. Ok, trebuie să-i ca o casă astuia. Join Professor Constantinos at his lab. Unde-i laboratorul ăsta? Ce e aici? F. Ah, ăsta e, nice! Oh, ce rapid l-am găsit din prima. Ești nebun? Da, în boșchet stau temtemonii ăștia. Îmi place în tufe, da. Face concurs de cine are șlongărul mai mare. Să le apă cel mai handicapat, adică să le apă pe tine. Scuze, era la filou, sorry. Dacă te-ai supărat, aia îmi pare rău. Trecem peste. Era prea bine pus acolo. Ok, come in. Ioi, ok, deci avem un dălat de cristal, o maimuță ciudată și ceva super dubios în dreapta. Cred că sau chestia aia dubioasă din dreapta. Ok. This is your apprentice Eve. Ok, deci în fel de ajunul învățăcelului ceva aici. Și ne învață despre Temtem și cred că ne dă câte un Temtem. Deci un fel de mini sărbătoare aici. Se întâmplă de fiecare dată când ne tăiem prepuțul. Oh my god, ce chestia? Ce, tu deja ai unul, mă? Bă, ce bulangiu, de ce are ăsta înaintea mea unul? Vreau și eu. Wow, ce tare. Max are deja Temtem, dă-te un spanac de aici. Ce față are, e supărat tare. Ok, pe care să-l alegem aici, ia să vedem. Ăsta arată nice. Un fel de psihedelic de ăsta dubios. O maimuță dubioasă. Mereu am ales ăștia de foc mereu și nu prea am chef. Deci nu, stai, ăsta e Cristal, Fighter și Dumnezeu cu Mila. Îl cheamă Hoki
E mental temtem și e destul de puternic împotriva neutral și melee, but weak against crystal. Ok, deci e nu vreau încă pe ăsta, asta ce știe să facă? Asta e smazi, e melee temtem și dă damage împotriva earth și crystal, dar e slab împotriva mental. Ok, nu vreau ăsta. Și ăsta ce e? Ăsta e cristal, whatever. Crystal Temtem, puternic împotriva mental și electric, dar slab împotriva foc și earth. No. Cred că o să mergem pe mentalistul la chat. Da, să ne joc gen Pokémon. Ok, îți luăm pe ăsta. Da. Dă-mi-l pe mentalist chat. Oră până când se calmează lucrurile. Yay, l-am luat, nice. Are trait soft touch, ce înseamnă chestia asta? Detalii. Când e atacat de somn, când atacă un somnoros, n-o să se trezească. Ok, super tare. Ce sunt abilitățile lui, e mentalist, ok. Putem să-i schimbăm numele, Send to Squad. Deci trebuie să-l numim Cătălin Talent, da. De acum mai contează. Use stab to action, oh, aici îți vezi ăsta al tău. Mă, dar e destul de detaliat jocul, îmi place. Kaku, Ganki, Tuvai, Pigepik. Oh, niște nume așa grele. În comparație cu Pokémon, au niște nume așa grele. Mi se pare așa greu de citit, știi? Ce? Da, cred că sunt mai bun decât tine, Max, calmează-te. Dar acum că, ok, hai să ne batem. Oh, nu, vrea să ne batem, eram sigur. Acum o să doresc deja până când să ne batem, ok. E invidios, bă, că mă place profesorul mai mult pe mine decât pe ei, pe el. No, Max e rivalul meu, nu e prietenul meu, chat. Oh, shit! Suntem în luptă, chat, holy shit, we're in! Oh my god! Kick him! Suntem în luptă, chat! Never mind, am vorbit prea devreme, acum o să dureze mult timp până se execută comanda. Uneori mai se execută, ok. I-a dat un picior în cap, nice. Mă atacă cu internet. M-a bătut! Mi-a dat one shot cu internet! M-a lovit cu internet și m-a omorât! What the fuck? Ok. Holy shit. Ok, felicitări, Max, Digital Temtem should give you... Ah, e Digital Temtem, ok. Da, felicitări, Max, bravo ție. Cum, frate, sunt dezamăgit, am așteptat atâta și mi-a luat direct în cap una. Ah, pentru că are el ăia mai rar și mai șmecher, ok, am înțeles. Repară Pokémon-ul că mă supăr acum. Ce dracu e ăla? Ioi, ok. M-a lovit cu internetul peste cap, chat. Am mai prins un Temtem, un Tuai. Ioi, ce de oameni aici. Văleu! Uite, eu am prins un Pokémon plus țapă, Maxule. Păstrează-ți digitalul tău acolo, ok? Nu avem de prins ceva navă către Academie. Ok, pa! Oh, și avem niște carduri de Temtem, să putem prinde niște Temtem. Oh, shit, acum iar așteptăm. Oh, never mind. Super. Și niște de la de healing. Iar așteptăm o țări până vine de healing. Da, e ca un MMO ce aia, de-aia o să vedeți o ton de oameni pe aici. Ok, pot să mă joc acum? Yay, we're in! Yay! Sup, my boys? We are in! Oh. Nu din nou. Ok, remember to use bomb. Da, mă, da, știu. Ați zis că se ceapă aici? Sunt prin tufă, e ceva în tufă? E vreun Temtem pe aici care vrea să, nu știu, să interacționăm în niște chestii faine? Oh, m-a prins cineva. Primul nostru. Ah, cineva cu care să se bată. Ok, hai să ne batem. Pepe the Fishmonger? E Pepe, chat! E Pepe! Oh my god, e Pepe!
Ce e aia? Ai, luptă mereu 2v2, am înțeles. Ok, și ăsta sunt ai mei. Deci ce avem noi? Hold techniques. Ok, stai, el ce are... Nici nu știu ce type-uri sunt astea. A, n-am destul de energie și trebuie stamina. Ok, kick, lovește-l pe porc. Windblade, lovește-l pe porc. Și acum o să dureze. Îmi place muzica, ce drept. Omorâs porcul! Ai, am dat mai puțin damage, deci n-a fost așa de bun. Ne dă cu bambuzel. What the fuck? Nu, mi-a scăzut defensul. Why you hit the pig? Cause why the fuck not? Ok, porcul ar trebui să moară după asta, hai să dăm... Nu, trebuie să dau cu pic. Nu, înapoi, dă înapoi. Pic, dă-i cu ăsta așa. Îmi place muzica. Fuck, nu merge. Din cauza a activat bambuzelul. Ce? Efectul bambuzelului. No! Porcușurelul! Termitente, un bobo spider. Fuck off, man. Oh, am câștigat! Ah, nu. Am primit XP, l-am bătut pe ăla. Psywave, dă-i în ăsta. Și Windblade-ul nu cred că o să aibă efect, așa că dă-i cu ăsta mai slab în el. Dat un cioc în cap. Nice. I-am bătut și pe ăsta. Super, boys, am câștigat prima noastră luptă. Ce față de supărat ar ăsta. Prima noastră luptă, boys, let's go. Oh, what the fuck, doi? Oh my god, vrea să ne bate. Mai mulți, frate? Bă, lăsați-mă, frate, în pace. Aoleu, toată lumea vrea să sar la bătaie. Ce au ăștia mai aici? Ce Dumnezeu să ia? Tateru? Ok, dă-i un kick loot ăsta. Oh, am dat ceva damage la lui ea. Dă binișor pe ăla. Au. Și a activat ceva shield ăla. Psywave. Îți dau un Psywave pe ăsta. Iar acum tu dă iarăși Windblade pe ăsta că ai dat destul de mult damage. Nice! Deci ăla e... Și-a dat dublu damage, ăla a fost super efectiv. Că a apărut X2. Nice. Oh, am vrut le- am primit abilitate nouă, da, vreau abilitate nouă. Ți-am bătut pe ăștia doi. Vă bă de aici. Ok. Oare putem prinde și noi niște temtem de ăștia? Poți să-mi schimb temtemul care mă urmărește, oare? Ok, ia să mă plimb prin tufă pe aici, găsim și noi ceva? Am găsit ceva, chat! Ce sunt ăștia? What the fuck? Ok, și cum prindem un de ăla? Ok, capture a Temtem, save backpack, Temtem card. Ok, Temtem card, this one. Ok, tu atacă-l pe ăsta l-alt. Yes! Am prins! Nu știu ce e chestia asta, dar atât drăguț. Ba acolo, squad. Dăm ceva damage. Prins primul nostru Temtem, boys. Au, pasta. Iar mi-a scăzut ăsta, mă atac. Dă un Psywave în ăsta. Un Swally. L-a lovit cu puterea minții instant. Nice. Acum ce face level ăla nostru. Ok, azi ce mai găsim pe aici, sunt curios. Oh, dar ce-mi place cum arată tufele astea. Oh, am mai găsit unul. Oh, iar Swally. Stai, și 2v1 acum? Săracu Swally. Săracu Swally, 2v1, bă.
F. F pentru Swally, boys. Găsit numai Swally aici, oare? Nice. Oh, bun. He was not prepared. F Swally, boy. Rip. Ok, hai să-mi primă, poate mai găsim ceva. Vreau să fiu eu cel mai temtem. Cum nimeni n-a mai... Oh, mai găsit unul. E un caca! E un cacu! Nu știu ce e, dar vreau să-i pușc una după cap și să-l prind după. Ok, tu dai un picior în cap. Și tu capturează-l. Macarena. Got him. E un nature temtem. M-am făcut level amândoi, nice. Ok, mai încercăm să mai prindem unul și pe aia progresăm. Să vedem unde e. Ce mai avem pe aici? Încă unul ăsta, ok, putem să-l batem acum. E interesant că type-urile aici funcționează o leacă mai diferit. Bine, seamănă puțin că mentalul dă damage la fighting ca în Pokémon, dar... Sky Shield. Ok, și-am făcut shield. Bun. Hai să dau tot kick, că-l consumăm. Aici văd că e un sistem de stamina total, știi? Zdem asta cum e. Nu tot fel de abilități aici, oricum nu o să mai dăm pe aia. O, un picior în cap i-am dat și l-am rezolvat. Ce somn și-a luat. Da, match shield, very wow. Ok, unde presupresc? Fuck, nici n-am făcut doi pași, frate! Oh, vreau pasărea! Oh, fuck, yeah, vreau pasărea! Hai să omorâm planta și apoi dăm pe pasăre. Vreau pasăre, că... De fapt, nu vreau. De fapt, o vreau doar pentru colecție, n-am mai contează. Dar pasăre, oricum avem noi deja pasăre. Dar ăla devine struț la evoluție, încât am văzut. Doamne, și dansează, frate, ești de bun. What the fuck? Și-a dat din viață, cred că, sau ceva. Lol. I-a dat cu poison, bă! Ce facem aici? Hai să-i dăm una în pasăre ca să fie mai ușor de prins. Gata, am dat puțin damage ca să-l prindem mai ușor. A, ți arată un logo la nume dacă l-ai prins deja. Nooo!